că sub crucea lui Hristos pământul e neted. El nu a aflat până în iad că e frate cu săracul. O zis, părinte Avrame, vezi că ai un fiu în rai și unul în iad. Asta înseamnă că noi doi suntem frați. Unul rai și unul iad. Și tu, părinte, ești tata noastră. Nu vă vine să credeți, dar încă suntem frați. Cu ce mai nenorociți oameni în lumea asta. Și e greu ca să spui mâna peste unul care a făcut o grămadă de prostii în viață și să zici, tu ești fratele meu. Deși vine să-i tragi câte unul. Ani de zile m-am luptat când îi văd că vin pletoși la mine, mestecând încă gumă, ca să nu simt mirosul de tutun. Când îl iau în brațe, vine să-i trag doi, un. Deci, ani de zile m-am luptat cu asta. Până când am zis, dar cu ce ești mai bun decât ei? Iau creierul prăjit, tu ai inimă. O căscat prăpastia. Și știți ce au vrut să facă în ea? Au vrut să pună punte. Au vrut să pună punte ca între el și sărac să fie din nou punte liberă. Suntem frați. Nu știu dacă mă credeți, dar eu sunt frate și cu baptiști. L-ați încercat să fiți și voi. Eu cu ei nu mă unesc. E ortodox pușcă. Și eu pe noi, sectar. Trebuie să cer scuză. Am 52 de ani. De 52 de ani îmi cer scuze că-s pentecostal. Mă rog frumos să-mi iertați că sectar. Mă rog frumos să-mi iertați că tata a fost greco-catolic și că mama pentecostal. Oameni buni, păcat e să furi, nu să mergi la biserică. Ne cerem scuze pentru absoluturi. Nu-s frați cu mine pentecostale, nu-s frați cu mine baptiști, nu-s frați cu mine catolici, nu-s frați cu mine ortodoxi, nu vor fi mântuiți niciunul. Dar și ortodoxi spun că noi nu vom fi mântuiți niciodată. M-am născut într-o biserică în care dădeau afară băiatul dacă se căsătorea cu baptistă. Punct. Afară. Noi nu ne unim cu ei. Acolo am crescut. Asta a fost în România. Nu a fost cu nimic mai bun baptiștii, cu nimic nu a fost mai bun ortodoxi. Când au venit preot ortodox și ne-au adunat pe toți la o mormântare, acolo ne prindea. Ne prindea ca și atunci avea ocazia să ne calce picioare. Și ne călcam picioare două ceasuri lângă mortul ăla care mirosea formol. După aia, peste vreo lună, veneau penticostale să îngroape pe cineva și veneau ortodoxi și spuneau, dădeam înapoi. Era un fel de wrestling care nu se mai termina. Și știți ce era cu wrestling-ul ăsta? Era pe bune. La televizor e aranjat, dar la noi era pe bune. Domnule, pe mine nu mă interesează. Cu săracie, cu bogație, cu nu mai care. În urmă cu câțiva ani de zile, mi-aduc aminte, când a venit una de la o fluierată de acolo, aranjată, sfârșit, cunoștea tot orașul, inimă mare. Deci, băgată în biserică, automat ne-am paralizat cu toți. Speram că nu vrea să pocăiască și asta. Când s-a băgat în biserică, automat s-a putea teren viran în jurul ei. N-avea treabă, era putea fi ușor identificat. Pentru că nimeni nu vrea să stea lângă ea. Predicam, nu s-a niciodată predicat cu putere acolo la biserică asta. Când a venit, dar l-am simțit că ceva e băut, a vrut să predea ei. Deci de acolo a simțit așa flacăra aia care iasă din el. Emana o flacără. Violetă. Din el. Când a venit nouă jos, decât până la vreo 4 metri de amvon, cu predat cu tot. Când a căzut odată, vă dați seama, a căzut exact pe sticla de pălinga. O miros! O miros! O miros! Bă, frate, zice, nu știu cum i-a strâns pe toți, ci hai, scoate-ți-l afară de aici. Când noi știm că în biserică trebuie să miroasă tămâie. Pentru că biserica e societatea sfinților desăvârșiți. O să vă spun eu ce biserica. Biserica e locul în care vin oameni amărâți aceste lume. Amin. Și voi nu trebuie să judecați oameni. Voi trebuie să iubiți oameni. Amin. Oamenii sunt frumoși. Și să nu uitați un lucru, că așa ați fost și voi cândva. Iubiți-i pe oameni. Domnule, ale țigan, nu mi-e drept. Nu
1996 mi-a venit o idee genială. M-am dus la primărie și am luat o bucată de pământ și am zis că fac biserică de țigani. Să scot țiganii mei, se duc la biserică și tot trebuie să fiu popa lor. Și am zis, bă, le fac o biserică frumoasă. Eu am crezut că toți o să sară în gât de bucurie, duminica. Am zis, rog frații rom să rămână pe loc. Și le-am adus veste bună. Zic, vă fac biserică nouă. Niciun aleluia. Stăteam și se uitau la mine, mă, murit. Nu mai sunt. Zice, tu fă biserică cea, dar noi nu plecăm din lângă tine. Cum adică să nu plecă azi lângă? Bine, zice. Tu ne-ai botezat, tu ne-ai adus pachete. Tu ne-ai mers și ne-ai luat certificatele de naștere. Și stă mă bântuie câte un gând acum. Înscrie o soră din, mă sună o soră din Franța, era plecată pe Paris, pe acolo și pe unde, și pierdut certificatele la copii, la amândoi copii. Și mă rugam unii să mă duc la primărie să-i aduc duplicat pentru certificate. Și zic, bun, treabă ușoară. Îi spui, no, când s-o născut pruncii? Ce vara. Stai! Stai! Regina, că așa o chema, Regina. Trei nume au la noi, Berșa. Regina, Brândușa și Bomboane. Mă! Oprește-te, zic. Cum adică vara? Vara a fost frate, zice. Știu eu. M-a dus la ofițerul stării civile, Regina. Știi, da, știu. Acolo, pe 24. Zic, prunci, m-a spus vara. Ce mi-a făcut ofițerul? Când am zis să-și facă cererea membrală, a zis că numele ei să fie scris în cerere. Era simplu, dacă aveam cererea membrală la biserică, corect? Dacă erau toți prunci, dar au fi numele scris în ceruri, nu te mai bagi pe asta. Haideți să vă povestesc ceva, cum e cu Lazarul ăsta. Vedeți? Nu asta. Noi toată lumea vrem ca să ne înțeleagă pe noi, dar noi nu vrem să înțelegem pe nimeni. Aud mereu același lucru de la soții. Nu mă înțelege soțul, zice. Nu, copiii nu se înțelege de părinți. Părinții nu se înțelege de copii. Toată lumea vrem ca toți să fim înțeleși. Dar noi nu vrem să înțelegem pe nimeni. Mereu spuneam, nu-i dă bani ăla că-i bea. Și dacă nu? Și care-i treaba mea? Sunt polițist? Niciodată n-am dat banii cuiva. I-am dat când o trebuie să-i dau în biserică, i-am dat lui Dumnezeu. Mă, frate, n-ați auzit ce fac ei cu banii? Nu știu ce, nu mă interesează. Eu nu dau bani unui cult, eu nu dau bani organizației, eu nu dau bani unei biserici, eu dau bani lui Iisus Hristos. Mereu judecăm pe oameni. De ce? Ce-au făcut? Câți copii are nouă? Bine că îi face bolnavă. Primul lucru care îți dai seama, are diabet și are 11 prunci. Dar după ce ai mai făcut alții? Să umpli lumea cu copii diabetici? Să facă insulină de la 4-5 ani? Îi judecăm pe oameni. Câți copii are? 8. Și ce-i cu ea? Gândiți-vă că au făcut 4 cu ce-au paralizat. În cărăciorul cu rotine mai reușit să facă 4. Judecă. Am fost împărțiți în două biserica. În oamenii care nu au făcut altceva decât să spună și unii și alții, am tras unul în celălalt. Nu-i judecați pe oameni, iubiții. Nu există decât o singură mântuire, un singur Domn. Amin. O singură credință în Iisus Hristos. Amin. Pentru asta să moară. Dacă ați văzut, de exemplu, cum sunt executați, îi îmbracă în cămașe portocalie și îi pune genunchi. Și vine cu cuțitul în spate și le taie gâtul pe creștinii noștri. Nu intră o ce ești, ortodox, baptist, care pentecostal se iasă afară din rând. Știți unde am observat? Că numai în fața morții suntem egali. Până atunci când suntem în libertate și în bine fiecare, nu mai vrem să vorbim unii cu alții. Ne facem biserici și bisericuțe. Fiecare pe lui. În cult, fără cult, cu el alt, nu vorbim cu baptiști, cu penticostale și cu ortodoxi. Și oameni buni, nu mai căscați prăpăstii. Umpleți-le! Că în iad, vreți să le umpleți, va fi pe târziu. Iisus s-a identificat cu noi și s-a pus în... Câteodată zic, nu mă înțelege Dumnezeu, dar prăpastia între mine și Dumnezeu am căscat-o eu. Și Dumnezeu m-a părăsit. Dumnezeu nu vorbește. Au făcut mulți pentecostali. Dumnezeu nu le vorbește. Dumnezeu vorbește. Tu nu ai urechi să auzi. Iar dacă ceva ți se pare că Dumnezeu a plecat de la tine, înseamnă că undeva ai o problemă tu și te-ai căscat prăpastia. Nu, zice Dumnezeu. Nu-i mâna mea
Prea scurtă. Nu zice Dumnezeu, nu-i inima mea prea scurtă pentru tine, ci păcatele tale au pus un zid de despărțire, au căscat o prăpastie între mine și între tine. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, e bine să te știe lumea, foarte bine, dar cel mai bine să te cunoască Dumnezeu. Amin. Cum l-a chemat pe sărac? Repede, ziceți. Pe bogat? Cum? Bogat? De ce? Nu contează, mă. Nu contează. Nu contează fără Dumnezeu omul zero. Zice Iisus Hristos, eu cunosc oile după nume. Ce ni se pare nouă? Că suntem grozavi în momentul în care avem diplome, în care suntem primarul, în care avem mașina să întoarcă toată lumea eu știu, privire după noi, când suntem tânări și avem dreptungă și pătrățeare, toate trec, mă. Toate trec. Când ne salută lumea, salut șeful, salut șeful, ce mai faceți? Bine? Păi el știa toată lumea pe bogat. Pe Lazar nu știa nimeni. Culmea, că Biblia ne spune că pe săracul chema Lazar și pe bogat nu spune cum îl chema. Pentru că omul fără Dumnezeu n-are nume. Omul fără Dumnezeu are cod numeric personal, CNP. Omul fără Dumnezeu e un număr. Un număr pe certificatul de naștere, un număr pe certificatul de căsătorie, un număr pe certificatul de deces. Deces cu numărul 14 înregistrat astăzi la primăria orașului Biuș. Salut! Toată viața suntem numere. Voi știți mai bine decât noi ce înseamnă să fii doar un număr, un CNP, un card. Stăteam liniștit în aeroport în București. Vine una la mine cu un caiet în mână și la dosar. Zice, facem un sondaj. Ce card folosiți? M-a speriat. Zic, eu nu folosesc niciun card. S-o speriat ea. Cum zice? Păi nu folosesc niciun card. Bine, zic, dacă am banii pun sub pernă și țin bâta de bine vreo mână. N-aveți card. Nu. Lasă-i pe slăveță, ce că trebuie. Și mai departe. Ce știa ea și nu știa mea? Știți ce vrea Satana, lumea asta? Să ne facă praf pe fiecare dintre noi. Să nu mai fim un nume. Ci să fim un număr, o turmă. Atâția clienți, atâția consumatori, atâția oameni, atâția membri la biserică. Când un păstor zice că are 600 de membri, 500, biserica e terminată. Când un păstor nu mai știe numele oamenilor la biserică, înseamnă că sunt prea puțin păstor la biserica aia sau e biserica prea mare pentru el. Zice Hristos, eu cunosc oile după nume. Și cel mai bine să te cunoască Dumnezeu. Poate că pe pământul ăsta nu te știe nimeni. Poate că și cei din casă nu te știu. Poate că ți se pare că ești o mobilă de multe ori pe lângă care trece toată lumea. Poate îți dai seama că de fapt te cunosc oamenii numai când au nevoie de tine. Atunci te mai sună sau scriu scrisori. Dar vreau să spun un lucru important, e să te știe cerul. Amin. Să te cunoască Dumnezeu. Pentru că toate astea la alte trec. Bucurați-vă, zice Iisus Hristos. Bucurați-vă, nu mă bucurați că dragii vă sunt supuși. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Cel mai ușor și cel mai frumos lucru din lumea aceasta este ca numele tău să fie scris acolo sus. Că o lume, știți cum e cu cunoscutul. Astăzi te știe, mâine nu te știe. Trece pe lângă tine. Dar Dumnezeu te cunoaște veșnic. Și nu există lucru mai frumos decât ca să spună Dumnezeu pe numele mic ce mai faci, Mărie. Și să auzi seara asta că te pui pe genunchi să spună mi-ești dragă sau mi-ești drag. De atâtea ori m-au ridicat când oamenii n-au mai știut cum o cheamă. Și că s-au făcut și în jurul meu teren viran. Dar Dumnezeu stă lângă mine. Stați lângă Dumnezeu și veți vedea cât de important e să te știe El. Cât de important e să te cunoască Dumnezeu. Uitați ce mai învățăm aici. Suntem toți bogați după standardele biblice. Toți suntem bogați după Biblie. De ce zic că suntem bogați? Dacă mergem în seara asta acasă, avem un pat. Dacă mergem în seara asta acasă, avem de mâncat. Mulți dintre noi avem prea mult de mâncat. Hristos zice Biblia că n-a avut nimic.
Vulpile, zice, și-au vizuini, păsările au cuiburi și fiul omului n-are unde să-și plece capul, corect? Da. S-a făcut sărac să ne îmbogățească pe noi. Când a fost copil mic, n-au avut al lui bani un ied. Și i-au adus la templu părete de torturări, de gratis. Când a fost mare, n-a avut un ban, a zis câtă Petru, n-ai un ban, Petru, nici atât. Și zice, n-ai un ban, să arăt și eu chipul cezarului pe el. Când a murit, soldații romani zice că i-au luat cămașa, atât o mai avut. Nu a avut card, nu a avut ghiul, nu a avut nimic. Doar o cămașă, nici nu știm cine o fi cusut-o cămașa asta. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem bogați câtă vreme avem lucrurile astea pe care nu le-au avut. Știți? Noi nu suntem săraci. Noi suntem nemulțumitori. Pentru că sărăcia începe în momentul în care vine de aici, de fapt, sărăcia. De aici. Pentru că ne comparăm mereu cu alții. El era sărac. Lazar era sărac. Dar după lume, după noi, noi față de Lazar suntem bogați. Dar dacă suntem bogați, că eu aud mereu că e pilda unui bogat, nu tu, nu tu, nu tu, tu ești sărac. Serios, ești Lazar? Pilda asta nu poate să fie decât despre mine și despre tine. Eu nu mă identific cu Lazar, eu mă identific cu bogatul. Sunt bogat. Încă nu au ajuns câinii să-mi lingă bubele, încă nu stau la poarta casei voastre să cercesc o bucată de pâine. Am dreptate sau nu am dreptate? Deci noi suntem bogați aici toți. Atunci îți spun întrebarea aceasta. Dacă suntem bogați toți de aici, care e Lazarul pe care l-ați neglijat? Din viața noastră.